Doamna Fania Oz Salzberger este coautoarea volumului despre care discutăm astăzi, Evreii și cuvintele, scris împreună cu tatăl domniei sale, Amos Oz. Nu mai e nevoie să vă spun cine este Amos Oz. Este unul dintre mari scriitori ai lumii de astăzi. Fania Oz Salzberger este istoric. Este profesoară la Universitatea din Haifa, la Școala de Drept și la Centru de Studii Germane și Europene ale Universității din Haifa. În același timp, este director fondator al Forumului de Cercetare a Gândirii Politice POUZEN la Universitatea din Haifa. Este o carte foarte incitantă în ceea ce mă privește, întrucât perspectiva mea de lectură este perspectiva omului religios. Ori cei doi autori nu își asumă o perspectivă non-religioasă, laică, de la bun început. Voi da citare doar unei fraze. Amândoi suntem evrei israelieni laici. Din acest punct de vedere, cartea va prezenta, deci, o perspectivă laică cu privire la o redefinire a iudaismului, pentru că nu este o prezentare a iudaismului. Problema mare pe care mi-o pune această carte, care se deschide cu un citat din Sefer Yetzirah, din Cartea Formării, din Cartea Creației, o carte de la care pornește întreaga tradiție cabalistică și care vorbește despre semnificația cuvântului în calitate de purtător al unor energii, al relației cu divinul, de fapt, nu? Cuvintele, literele, în perspectivă ebraică, religioasă, sunt semințele lucrurilor. Deci toată această carte se referă la, la relația evreilor cu vorbele și ceea ce derivă din această relație, și anume continuitatea poporului evreu, care se face, după cum spun cei doi autori, printr-o expunere a minților tinere, să zicem, a copiilor, începând de la vârste foarte, foarte mici, la un lexicon anume. Ceea ce este interesant, și aș vrea să o întreb pe doamna Fania Oz Salzberger un lucru care mie mi s-a părut ușor contradictoriu, este următorul. De vreme ce continuitatea evreiască se definește ca un dialog intergenerațional. Cu toate astea, chiar și în sionismul laic, există ideea reîntoarcerii în țara de origine, în țara de unde evreii au fost alungați. Mai mult decât atât, există ideea că această țară este într-un fel a evreilor. De ce? Simplu, pentru că ea se află în Biblie și Biblia este o carte revelată. E foarte greu să explici sionismul eliminând complet ideea de alegere și de țară a făgăduinței. Dacă faci asta, și sigur oricine e liber să o facă, atunci într-adevăr Israelul devine o simplă putere colonială și după părerea mea își retează propriile merite, propriile rădăcini, propriile legitimitate, mai exact. Și în bună măsură prospețimea și perspectiva inedită a cărții vine de la marca Oz. Brandul Oz, bine reprezentat de
tată și fiică. E aici însă o problemă. Tatăl este romancier, deci un om menit să ficționalizeze, să inventeze, iar fiica este istoric, menită dimpotrivă să fugă de orice ficțiune, de orice legendă și să caute datele riguroase și academice. Cum au putut ei să se întâlnească pe aceeași pagină? Cum se poate scrie o carte de acest tip la patru mâini? Și, într-un fel, această întrebare quasi-retorică este adresată Faniei să ne spună ceva din micul secret al modului în care s-a scris această carte. Au scris capitole diferite, doi oameni diferiți, au scris unul și celălalt a revăzut și a completat. Sunt diferite, infinite modalități de a scrie cărți în colectiv. Și poate ne spune câteva cuvinte în privința tehnicii de lucru.